Vom trebui că la patrula școlară să mai facem o demonstrație. În siguranță. Am să fac un tip o învârtire totală la 550 de grade. După care, când trebuie să fac o învârtire, voi opri să-mi avem o mulțime în jur. În momentul în care am să fiu de partea la patrula școlară, și vă voi ajuta să coborâți din centură. Există o tehnică pentru că dacă, de exemplu, ați scăpat cu bine dintr-un accident de circulație, în momentul când vreți să vă eliberați de centura de siguranță, acea mică distanță care rămâne între capul dumneavoastră și plafonul autului poate să creeze foarte mari probleme, în sensul că dacă nu știți să vă dați jos din centură, efectiv se cade în cap. Prin căderea în jos se pot fractura vertebrele ale gripului sau chiar coloana vertebrală. Deci, în momentul când veți cobori, eu am să vă ajut, am să vă explic și la momentul respectiv cum să vă înțepeniți dumneavoastră în scaun și în podeaua mașinii sau bordul mașinii, în funcție de gabaritul corpului nostru. Să vedeți că nu se întâmplă nimic și o să ieșiți în siguranță din fabrică. Ok? Serios. Vă rog să vă sprijiniți de a trebui mergi, deschideți ușa, urcați-vă pe locul doctorului. Dacă sunteți prea departe, aduceți scaunul un pic mai în față, așa cum sunteți obișnuiți să conduceți. E bine ca mișcarea să fie un pic mai flexă, ca corpul să fie un pic mai apropiat. De ce? Pentru că în momentul când sunteți cu roțile în sus, primul lucru nu este să te desfaci din centură. Primul lucru este să te blochezi în ceva, adică în spătarul scaunului și cu picioarele în podeaua mașinii sau în bord, dacă ești mai aproape. Da? După care așteptați, după care se face eliberarea din centură. Verificăm și o păstrăm așa. Din momentul în care centura s-a retras în poziția normală, nu mai veniți în față. Rămâneți sprijinit de spătar. Mâinile le țineți pentru siguranță pe plafon. Da? Nu vă împingeți în ele, doar de siguranță. Probabil o să simțiți o mică plecare de pe scaun, dar o să rămâneți agățat în centură. Da? Închidem ușa și facem exercițiu. Pe aici, vă țineți de ușă, de praf, că mașina e curată, nu s-a întâmplat nimic. Coborâți în siguranță. Da? Da? Aceasta este tehnica, ca în momentul când îmi dau frumul, eu să fiu blocat. Nu desfac centura până nu m-am blocat.